Salutare toată lumea, eu sunt Vlad și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem într-un escape room din care trebuie să ieșim doar dacă gătim. Bine, dacă mă întrebați, nici eu nu știu ce naiba o să gătim, pentru că suntem într-o navă. Cred că ai greșit camera. M-a dat pe mine afară de acolo, dar acum unde naiba merg, că n-am nicio idee. Mă bucur că ai reușit să găsești ușa corect. Bine ai venit! Asta nu e ușa. Da, bine, am. Ce faceți? Care-i treaba? Ce să facem? Ți-am pregătit un challenge. Va trebui să treci contra cronometru 5 probe. În aceste 5 probe, practic, trebuie să strângi ingrediente pentru rețeta ta. Pe care o vei găti cu ce aduni. Așa e? Așa ar trebui să fie. Dacă ți iese rețeta, ieși. Dacă nu ți iese rețeta, nu ieși. Bine, dacă nu ies, măcar apăsați și voi pe butonul de like să strângă 50.000. Vă pup, hai! Hai să mergem către automatul de rețete. Mamă, zici că sunt în filmele Matrix aici, ce e asta? Vlad, bombă. Da. Primul challenge e foarte simplu, va trebui să afli rețeta pe care trebuie să o gătești. Pentru asta trebuie să apeși butonul corect. Cum adică corect? Eu văd... Să găsești culoarea corectă. Dar sunt prea multe. Ajutați-mă puțin cu ceva, că nu-mi dau seama. Poate trebuie să alegi o singură culoare? Am apăsat o singură culoare. Trebuie o dată? Da. Dar trei. Stai că îmi folosesc piciorul. Bravo! Bravo, omule! Foarte tare! Trebuie să gătesc un ceviche de somon. Ceviche. Ceviche de somon, ne scuzați. Timp de preparare 30 de minute. Hai că ne iese în 30 de minute, dacă e. Ușa din spatele tău se deschide acum și aflăm despre ce este în rețetă. Aflăm și cum se zice ceviche. Ceviche. Ok, și acum ce fac aici? Aici trebuie să-ți iei ingredientele. Ok, observ că sunt într-o piață. Corect. Ce ai de făcut, pentru că tu ai un canal de YouTube dinainte să ai buletin, va trebui să faci un challenge pentru a lua aceste ingrediente. Ai mai făcut acest challenge, este challenge-ul de 7 secunde. Wow. Ai 7 secunde, okay, să iei ceva galben. Galben 7. Cu vitamina C. 6. 5. Cea mai vitamina C de aici. Bun. Ai 7 secunde să iei un fruct exotic care începe cu M. 7. Deci tot la fructe sunt, da? 5. M de la lămâie. 3. 2. Asta cred că 1. E un mango. Ok. Ai 7 secunde să iei ceva care fuge și frige în același timp. 7. Ce? 6. 5. 4. Stai că nu știu ce 3, frige. Uite, 2, chili flakes. 1. Cred că ai 7 secunde să iei un început de guacamole. 7. 6. Cum se 5, face guacamole? 4. Mamă, n-am ce idee. 3. Mamă. 2. 1. Da, asta măcar să duc acasă. 7 secunde să iei ceva de măsline. 7. 6. Un ulei de măsline. 5, 4. 3. 2. 1. Vai, nu știu aici. Ai 7 secunde să scrii un cuvânt care te duce în trending. Asta ca să ți se deschidă ușa. 1. 2. 3. Vezi cheița aia? 4. Nu 5, e pentru tine. 6. 7. Ușa ta s-a deschis. Am scris love. Fugi repede, ai 7 secunde fugi, să ieși. Gata. 4, m-am dus. 3, 2, bravo, Vlad. Așa. Și acum ce? Acum închizi ușa după tine. Exact, pentru că ai intrat. Băieți, în m-ați nebunit cu ușile voastre. Așa. Păi stai, mă, tu acasă ai uși automate? Nu au de-asta de portiță. În fine, așa. Ce facem aici? Aici va trebui să ții următorul ingredient. Mare atenție, ingredientul corect se află într-un singur frigider. Nu ai voie să deschizi mai multe frigidere. Exact. Acum, băieți, am o întrebare. Atent, da? De ce e fața mea peste tot aici? Pentru că vrem să te promovăm. Și vrem ca după aceea să fii ales cel mai... Cel mai. Apreciez. Și de asemenea să te băgăm în ceață, deoarece indiciul tău este următorul. Ma. Tu căf. Ma tucăf. Tucăf. Raonitap. Raonitap. Ma tucăf raonitap. Ma tucăf raonitap. N etruc. Etruc. Ai 40 secunde să descoperi care. Nu aveam 60 pe baza indiciului. Mă, băieți, voi trageți de timp aici, încercați. Ok, deci am voie să deschid doar. Ascultă. Tucăf raonitap. Ma
Matucă, Raunitap. Raunitap, ce înseamnă are asta? Are vreo legătură cu pozele de pe frigider? Da! Are, are, are. Matucă, Raunitap, nât. Băieți, vorbiți română, vă rog eu frumos, că nu mă ajutați cu nimic. Mai 20 secunde. Raunitap, Raunitap. Încerc să nu aleg greșit, băieți. Dați-mi puțin timp. Sau spuneți-o invers. Cred că e, ia, deci matucă, am tucă. 10 secunde. Ăsta să fie. Ăla e, mă, bravo! Da, cum ia vezi, mă, că am simțit. File de somon. 10. Nouă. Stai, mă, bă, nu mă mai grăbiți, vă rog. 7. Hai, omule, ieși. Care era indiciul? Ce înseamnă Raonitap pentru tine? Exact. Înseamnă că trebuie să închizi ușa după tine. Și bine ai venit în camera albastră. Ușa. Superb. Ușa. Băieți, m-ați nebunit cu ușa. Uite, se închidea singură de data asta. Vlad, am o întrebare la tine. Îmbracă shorts-ul în loc și până te îmbraci, îți explic pregătit următorul joc. Ai jucat Smash sau Pass? Am jucat. Minunat. Așa vom face și acum. De exemplu, tu ai mâncat vreodată furnici în copac? Tu faci mișto de mine? Nu, există această mâncare. Dar de raton mignon, ai auzit? Mănânci ratoni minioni? Întreb dacă ai auzit. Bă, mâncarea nu. Asta nu există. Pe ecran se vor proiecta niște feluri de mâncare. Pe ecran aici cele am care înțeles. Crezi okay. că există, trebuie să le dai smash. Cele care crezi că sunt inventate și nu există, le dai pas. Am pentru înțeles. Asta ai cam 60 secunde. Cu cât ghicești mai multe feluri de mâncare care există, cu atât vei primi o rețetă mai completă. Ok, bun, de acord. Deci hai să-mi fac viața mai ușoară. Să înceapă proiecția acum. Șu a la crem. Există sau nu există? Eu zic că există, îi dau un smash. Ok. Kung Sholmen. Yeah. Îi dau un pes, nu-mi place cum sună. Polo cacciatore, pes. Aolea. Wabi sabi, pes. E sigur? N-avem să facem acum. Pacot crumpli, pes, frate. Nu cred. Cerf volant, bă, măcar chestiile astea sunt bune, îi dau smash. Nu cred. Pierogi. Eu sper că au gust bun, măcar că nu știu cine le-a. Polo explosivo trebuie să explodeze, smash. Croc monsieur. Mamă, mamă, pes. Giacu Giacu. Asta dacă nu există, îmi pare rău, dar eu îi dau un smash doar pentru că îmi place cum sună. Cucaracea. Smash, îmi place cum sună. Exact. Îți place dans. Tacu Tacu. Ia uite. Smash, îmi place cum sună. Carne de canon. Îmi pare rău, dar îi dau un pes. Nu cred. Kousuei. Îi dau un pes. 5. Comoro. 3. Smash. Trebuie să ieși. Trebuie să ieși, o să avem o surpriză. Stai, o economie. Băi, smash. Ce-i mă cu numele ăsta, frate? Te-a prins jocul prea tare. Bă, chiar mă bucurasem când mi-a picat cucaracea, dar așa... Cucaracea panei e foarte gustoasă. Dacă citeam asta, chiar dădeam smash. Vă pup. Bine ai venit la un nou challenge! În acest challenge, Vlad, intenția noastră primordială este să te protejăm. Bagă mâna în buzunar, scoate instrumentele de protecție și folosește-le. Să știi, chiar mă deranjează ceva aici în buzunar. A, mască, da. Și acum ascultă-mă cu atenție. Ai o singură șansă. Ai 60 de secunde să găsești seiful cu stensile, dar ține minte că în 10 secunde începe o explozie de culoare. O, nu! Nu știu la ce să mă aștept. Pot să te ajut deja cu un indiciu. Roșu înseamnă stânga, albastru înseamnă dreapta. Nu, albastru înseamnă galben. Dar roșu înseamnă de dreapta. De fapt, nu, e invers. Albastru este stânga și roșu este dreapta. Băieți, nici măcar voi nu știți regulile. Și începem! Hai să o luăm ușurel. Vai de capul meu, ce-i pe aici? Deci, albastru... Ce? Exact. Albastru însemna ce? Oh, dreapta sau stânga? Vai, trece, trece, doamne, exact. Doamne! E bine! Mai 30 de secunde să găsești seiful! Nu pot să cred! Te-ai blocat! Nu e bine! Care-i drumul corect? Păi ți-am zis culorile! Prin ăla colorat sigur ai mai fost! Da. Nu te cred! 20! Vai, băi, eu am fost în tot labirintul ăsta, s-a nu terminat. Nu e adevărat, legit... acolo n-ai luat-o, înapoi, înapoi, înapoi! Fii atent! Unele oglinzi sunt uși. Trebuia să menționați asta, mai. Haide, omule, că mai e puțin. Ok, 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 gata. Cred bravo, că am ieșit. Bravo, ai ajuns! Bravo! Superb! Te afli în fața seiful cu ustensile, de unde va trebui să găsești un cod. Observi o tastatură acolo în fața ta? Chiar o observ. Dacă foarte mai văd bine ceva prin ochelarii ăștia, mulțumesc, băieți! Poți să-i scoți acum. Nu va mai exploda nimic în jurul tău. Așa. Ascultă-mă cu atenție. Știi steagul României, da? Uită-te pe tastatură. Da. Stânga înseamnă roșu, mijloc înseamnă galben, dreapta înseamnă albastru. Roșu.
Roșu lung. De fapt era roșu scurt, albastru lung. Albastru scurt. Deci era roșu scurt, albastru lung, roșu lung, albastru scurt. Fii atent, e mai simplu așa. Vlad, am 48 de ani în decembrie. În ce an m-am născut? E clar. A, da, e simplu. 1970 20 secunde și 3. Felicitări! Yeah! Ai 18 secunde să scoți tot ce poți. O, Doamne. Tot. O, bine. Ia hai. Tot ce găsești. 10 secunde, omule, repede. Vai. Am nevoie de tot ce e aici. 4, nu te cred. Stai, de omule, nu te cred. Mai repede. Aoleu, gata. 3, 2 și fugi, ieși pe ușă cât poți de repede. Ieși cu coșul. Repede. M-am dus. Hai, invers. Așa, bravo. Bine te-ai aruncat în holul cu susul în jos. Pe acest hol, Vlad, se află o grămadă de uși care au pe ele scrise niște titluri de melodii, cântece, pe care tu va trebui să le deduci din ce îți vom cânta noi acum. Și ai doar 20 de secunde să faci asta și începem cu... Băieți, ați zis că fredonați ceva, nu că faceți niște animale pe moarte. Ce-ar trebui eu să-mi dau seama prin asta? Când ce harpă? Nu te cred. Intro de show, suna intro de show. Bravo, măi, Vlad. Vezi? Bravo, Vlad. Deja era crescendo, nu mai puteam, mă ustură gâtul. Bravo. Băieți, nu vă pricepeți deloc la fredonat, doar țin să vă zic, dar am mâna magică și am simțit că asta e ușa. Aha, stai să vezi acum ce o să se întoarcă roata, să vedem cât de mult te pricep tu la gătit. Dacă tu te pricepi la gătit, cum ne pricepem noi la muzică, Doamne ferește. Cred că la asta ne potrivim. Hai. Deci... Am ajuns în bucătărie, nu? Bine ai venit în bucătărie. Bine m-am găsit. Avem o mică problemă, totuși. Care e? Nu putem să te lăsăm așa în fața spectatorilor, știi, având în vedere că la bucătărie trebuie să te speli pe mâini. Tu trebuie să te speli un pic și pe față. Și am mai văzut o chestie. În ton cu Adidas și tăi, să ai așa un compleu, să spunem, ți-am pregătit un umeraș cu haine să asortezi și Adidas. Vai, nu pot să cred ce tricoaș. Trebuia să mi-l dați de la început. Ok. Și ai tot timpul din lume să te faci frumușel, curățel, să ne apucăm de gătit. Hai că... Parcă lucrăm altfel, un pic mai fresh. Bravo, să stă zicem. Foarte bine, dragule. Sper că vă place noua ținută. Sunt gata. Da, pe bune, tu mergi la sală? Încerc. De cât timp? De toată viața. Și ce mănânci? Ești foarte atent cu ce mănânci, presupun. Alerg mult. Păi, de la alergat faci biceps, frate, iartă-mă, învață-mă și pe mine tehnica asta. Da, șef, te rog, ce facem azi? Întâi ar trebui să facem un inventar. Păi, să începem cu Dita mai oala. Uaaa, îți mulțumesc că ai adus-o. E pentru tine? Da, e pentru următoarea rețetă, să te rog dacă poți să o bagi în dulap. Păi atunci, mă bucur că am luat-o pentru mai târziu, cred. Uite, vezi, Dumitrescu, de unde are bicepsi? De la mutatoale inutile. Exact. Continuând cu... Uneltele care chiar ne trebuie. Da. Am luat niște boluri. Boluri. Ne trebuie multe boluri la rețeta asta. Să nu uităm de somonel, care cred că este cel mai important. Da. Mulțumesc, nu trebuia. Vlad, tu ai o iubită? Nu. Aha. Bun, uite, vrei să facem o chestie, facem un pact. Eu te ajut să faci această rețetă cu care poți să o cucerești pe iubita ta și tu mă înveți cum să alerg să fac biceps. Perfect. Perfect. Hai. Primul pas, trebuie să alergi în mâini. Da, hai că dispun după. Hai. Eu unul intuiesc că s-ar putea să mai aibă nevoie de niște ingrediente. Nu-i așa, Florin? Mai are nevoie de, da, cel puțin 3. Pentru asta propun să trecem la primul challenge. Și anume Whisper Challenge. În tubul albastru vei găsi un cadou. Care este? Bineînțeles, o pereche de căști. Păi se putea. Care îl vei auzi doar pe Andrei. Mai este foarte important ca tu să te concentrezi la monitor, să încerci să-mi citești pe buze. Oh, nu. Uite, o să iasă un dezastru. Bun, fii atent, stai acolo lângă monitor și uite-te la mine. Da, hai să facem o probă. Bun. Muzica tare, vă rog frumos. Ok, în regulă. Mere.
Cred că azi mere. E corect? Bravo, e foarte corect. Ai toate șansele să descoperi cum funcționează această rețetă. Iei somonul și îl desparzi de piele. E formula impecabilă și trebuie să iasă așa. După care tai somonul. Durerea pe care o suport. Storci lămâia. Nu știe nimeni. Și lași cuburile de somon în baie de lămâie. Ia un burete frumos și îl pui la... Am ratat ultimul cuvânt. Lămâie. Așa, a, lămâie, asta am înțeles. Așa. Între timp, tăiem cuburi egale de avocado, roșii și mango și ceapă tocată mărunt. Puțină verdeață. Adăugăm somonul cuburi marinat peste aceste tocături. Puțin ulei de măsline, ardei iute. Amestecăm și montăm creativ. Cam asta a fost rețeta. Acum, pentru spectatorii, spune-ne, te rog frumos, cam ce ai înțeles? Am înțeles ceva cu tăiat lămâie, da. am văzut pe buzele lui lămâie de 10 ori, deci trebuie să fac ceva cu lămâia aia, clar trebuie să o tăiem și probabil să fac ceva cu ingredientele de aici, atâta, oricum. E perfect, băi, exact bine. Asta a și spus Florin, că trebuie să faci ceva cu acele ingrediente, drept răsplată. Vei primi în celălalt tub ingredientele lipsă cu care va trebui să faci ceva, după cum a spus Florin. Pe bune? Doar atât? Ok. Ajung. Perfect. Hai să începem. Bun. Cu ce începem? Cu ce începem? Cu ce înțeles? Ok. Te ajut. Vrei să te ajut? Înainte să stai masă. Târziu. Ok. Nu cred că am greșit de la primul pas. Un pic, e ok, nu-i panică. Hai să scoatem pielea de pe somon. A, somonelul, să-l prezentăm la camera. Ok. Și trebuie să-i scoatem pielicica asta, nu-i așa? Da, da, da. Cel mai simplu să faci asta ar fi să faci o tăietură la jumătate până în momentul în care simți că ai ajuns la piele. Cum adică până la jumătate? Adică de aici? Da, de acolo. De aici? Da. Încep de aici. Încep de acolo. Ajungi până jos. Fără să tai pielea, după care lași cuțitul pe piele și îl dai ușor într-o parte și după aceea în cealaltă parte. Am luat curba direct pe A2. E foarte bine. Trebuie să fiu așa, să mă aliniez. Exact. Bravo, uite, acum te miști ca un bucătar, omule. Felicitări. Stai. O sec. Ai grijă la degete, ai grijă la degete. Aia e. Bravo. Acum că avem somonul, carnea de somon, ar trebui tăiată cuburi, cam la un centimetru. Da, cam ăla e, cam aia ar fi dimensiunea și tot somonul pe care l-o ții, aruncă-l în baia de lămâie. O bucată. Doi. Da, o să îmbătrânim aici. Trebuie să ai grijă doar să fie acoperit în lămâie. Perfect, acum. Dăm totul deoparte și ne apucăm să facem cuburi de avocado, cuburi de mango, cuburi de roșii și ceapă tocată mărunt. Florin Dumitrescu, aș putea să pun și grapefruit în această combinație? Tu ai putea să încerci orice, tu pui anason și mămăligă. Luăm așa, în lumina soarelui, să fie clean. Acum o să trebuiască să repetăm cu avocado. Yes, sir. Cetișor. Ce drăguț. Te-a pus să le tai la aceleași dimensiuni, avocado și mango. Mango. Ai putea să iei cuțitul mare, să știi. Am cuțitul mare, nu există riscul să te tai. Ba da, îți faci o tăietură mai mare. Și eu m-aș fi gândit la fel. La care ai nevoie. Așa, și acum și roșia. Roșia. Roșia trebuie spălată și tăiată cuburi. Și avem cea mai fresh roșie, uitați-vă la ea. Vai, o să fie atât de delicios. Exact. Mai groasă un pic, așa, acolo. Dar dacă vreau să fac... Cuburi aproape perfecte, ok. E ok. Bun, a început să schimbe culoarea somonul? Băieți, cred că am lăsat somonelul ăsta de ceva vreme în zeama asta și cred că am uitat de el. Da, a început să schimbe culoarea un pic? Așa pare. Bun, nu cred că era înseamnă așa. Că e bine, se întâmplă ceea ce avem nevoie. În regulă. Acum o să trebuiască să facem o chestie. Luăm bolul mare, cel mai mare bol pe care îl avem acolo. Cel mai mare să fie, cred că ăsta e. Așa, în care trebuie să punem jumătate de ceapă tocată, cum vrei tu, dar subțire să fie. Subțire, 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 hai că e subțire, ok? Hai că încercăm. Vezi că e foarte bine cum ții degetul. Ai auzit? Da. Te-am lăudat. Mulțumesc, mulțumesc, apreciez. Toată tocătura asta de pe tocător trebuie pusă în bolul mare.
Așa, cu carata, bravo. Aia. Bravo, omule, asta e toată rețeta, să știi. Acum mai trebuie să mai pui somonul peste. Jumătate din zeama de lămâie. Trebuie să găsești niște verdeață pe peretele nostru verde. Ulei de măsline, deci, sare și piper până la gustul la care îți place ție. Și cam aia e tot. Eu aș putea să te las aici acum. Jumate din zeamă. Hop. Așa și acum somonul. Dă-i, tot. Cred că s-a dus toată zeama oricum. Ok, am văzut. E ok, hai. Eu o să te las acum cu Andrei. Nu! Îmi pare bine. Mă bucur pentru că, sincer, chiar... Mi-ai depășit cu multe așteptări, omule. Vorbesc foarte serios. Nu mă mai lăuda când mă chinui să deschid o sticlă de ulei. Asta e cel mai greu lucru în bucătărie. Hai că deja suntem șefi profesioniști. Cred că atâta trebuie. Habar n-am. Ne trebuie și sare și piper. Ai pus ceva iute în povestea asta? Ceva iute? Nu, avem chili. Bagă niște ceva chili iute. Renunțăm la piper? Nu, nu, cred că sunt complementare. Piperul are și o aromă, chiliul dă iuțeală. 1, 2, 3 și... Mie îmi place un pic mai iute, așa. A. Și mie îmi place, și mie îmi place. Singurul care o să sufere Dumitrescu. Ce lipsește de aici? Ceva verde. De unde iau ceva verde? Uite, ai un perete acolo cu verdeață. Ăstea? Miroasele. Vezi următorul. Mamă, simt că... Ăla-i pătrunjel? Home, no, no, ar merge mai mult un pic. Eu te cred pe cuvânt. Eu cred că trebuie să renunțăm la ideea asta. Bine, fără pătrunjel. Ok, ok, lăsăm așa. Că până acum a mers A+. Ce lipsește? Să pui neapărat iubire, că asta se pune mereu în rețetă. Mamă. Gen, atât primești. E bine, e bine. O frunză de pătrunjel. O frunză de pătrunjel, ce zici? Băieți, se simte bine masa asta, că nu prea e cu dăleacul. Ceva nu e ok aici. Ești mai ușor că încerc să lucrez aici, totuși. Roagă-l pe Florin să se oprească. Florin, te rog frumos, oprește-te, că mă sperii și încerc să termin această farfurie. Mai ai vreun sos acolo? Continuând. Bine că am sosul acesta sweet chili pe care încă nu l-am folosit, așa că... Poate niște picături așa, știi? Exact, exact, niște picături din astea așa... Superb! Stați așa. Dar știi că trebuie să faci două farfurii. Mi-ai dat o idee. Ce două? Zi-mi mersi dacă fac una. Nu, nu, zău, trebuie să faci două. Sau dacă vrei, trimiți farfuria la cineva și bolul la altcineva. Stați că încep, mă... E... E... Wow, bine să plâng. Ți-am zis eu că nu poți fără frunza aia de pătrunjel. Sincer, nu, nu, că am luat, îți dă un vibe mai de... E de plastic? Da. Bun, e foarte bine. Pune bolul într-un tub și farfuria într-un tub. Doar o să trec pe lângă cioburile astea, ok. Pune, nu, invers, bolul ăla roșu. Las că-l iau eu din bol, mănânc eu din bol. Să știi că e mai, și eu se cred. Simte mai ca acasă din bol. Da, 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 și chiar cred că, sincer, Dumitrescu o să aprecieze floarea de plastic. Băieți, am pus inimă în ceea ce am preparat, cu toate că nu, probabil nu a ieșit bine. Eu sper să vă placă, așa că vă urez poftă bună și aștept răspunsul vostru. Până atunci trebuie să și curățăm, pentru că am făcut un dezastru aici, așa că hai să-i dăm bătaie. Și țin să le menționez oamenilor de acasă că, băi, rețeta asta chiar este ușoară. Florin, așa trebuie să arate ceviche ăsta? Mă, sincer, nu. Uită-te, dacă vrei să vezi cum arată un ceviche, uită-te la rețeta pe care am făcut-o pentru acest episod și o să vezi cum arată un ceviche. Dar asta nu înseamnă că nu e bun neapărat. Sunt convins că e bun. Are ceva așa... Eu, pentru că am primit brutul acestei rețete, aș vrea să te las pe tine să judeci. Și pentru că... Cumva ai fost și creatorul acestei. Spune-mi tu, dar crezi că i-a ieșit sau nu această rețetă? Asta ar fi fost o rețetă foarte simplă, care trebuie să iasă de minune, știi? Da, e ok, mă ocup eu. Ocupă-te tu, te rog. Vlad! 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 Da, da! Vlad! Verdictul o să-l găsești în tubul albastru. Îți mulțumim. Stai că am emoții. Și noi. Hai să... Ok, hai că o să merg încet, că nu se știe ce am luat.
Să-mi fac griji? Să-mi fac griji? Da. 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 Bine, hai. Bine! Hai că mi-a ieșit. Pe bune că mi-a ieșit? Da, chiar ți-a ieșit. Nu da. Mi-ați făcut nicio farsă. Nu, nu, nu. Chiar ți-a ieșit. Chiar o să plec. Vă mulțumesc de pizza, v-am lăsat și eu floricelele și sayonara. Să ai poftă. Mulțumim frumos. Domnule, okay. Până la urmă, cum se zice la ceviche? Ceviche. Am înțeles. Florin, data viitoare, te rog mult să-ți iei halatul ăla de gală. Ce, mă? Ce, ce? Tunica. Halatul. Halatul ăla frumos cu papion, pentru că meriți să fii surprins. Până atunci, urmăriți-ne pe canalul de YouTube Lidl România și intrați pe surprize.lidl.ro/bucătar-răscăpare pentru concurs. Și la spor revedere. La gătit și, băi, lasă mai male cu halatul, că ăla e tunică, eu. Ia-ți halatul bun și rămâne cum am vorbit.